Săvârșirea Sfintei Liturghii are ca obiect prefacerea darurilor în Dumnezeescul trup și sânge, iar ca scop sfințirea credincioșilor, care, prin acestea, dobândesc și înlesnesc împlinirea acelui efect și acelui scop, sunt rugăciunile, cântările, citirile din Sfânta Scriptură și, în general, toate cele ce se săvârșesc și se rostesc cu Sfânta Rânduială, înainte și după sfințirea darurilor. Este adevărat că Dumnezeu ne dă în dar toate cele sfinte, fără ca noi să-i dăm nimic în schimb. Totuși, El ne cere neapărat să ne facem vrednici de a le primi și a le păstra, căci nu face parte de sfințire decât celor ce s-au pregătit în felul acesta. Așa se cuvine să primim botezul și ungerea cu Sfântul Mir, așa să gustăm din ospățul înfricoșatei cine. Acest lucru l-a arătat Domnul în pilda asemănătorului când a spus, ieșit asemănătorul, nu ca să are țarină, ci ca să semene, dându-ne să înțelegem că arătura și toată pregătirea trebuie făcute mai dinainte. Se cuvine, deci, ca, la primirea Sfintelor Taine, să ne înfățișăm pregătiți și cu vrednicie. De aceea, trebuie să existe și în slujba Sfintei Liturghii mijloace de pregătire în acest scop. Sunt rugăciunile, cântările și tot ce se săvârșește sau se rostește întrânsa, după rânduiala sfântă. Acestea ne sfințesc și ne fac în stare, pe de o parte ca să primim cu vrednicie sfințirea, iar pe de alta ca să o putem păstra și să rămânem cu ea. Ele ne sfințesc într-un îndoit schip. În primul rând, ne sfințesc prin însăși puterea pe care o au rugăciunile, cântările și citirile. Astfel, rugăciunile ne întorc gândul către Dumnezeu, mijlocindu-ne iertarea păcatelor. Cântările, de asemenea, îl fac să se milostivească și să se îndure de noi, precum ne spune psalmistul. Înalta lui Dumnezeu jertfa de laudă și te voi izbăvi și mă vei preamări. În sfârșit, citirile din Sfânta Scriptură, care ne învață atât bunătatea și iubirea de oameni a lui Dumnezeu, cât și dreptatea și judecata Lui, sădesc și aprind în sufletele noastre nu numai iubirea, ci și teama față de El, făcându-ne astfel mai zeloși într-o păzire a poruncilor sale. Iar toate la un loc îmbunătățesc sufletul și apropie de Dumnezeu atât pe preot cât și pe popor, făcând și pe unul și pe celălalt destoinici pentru primirea și păstrarea cinstitelor daruri care este scopul Sfintei Liturghii. Dar ele pregătesc îndeosebi pe preot să săvârșească cu vrednicie jertfa, care este efectul Sfintei Liturghii, după cum am spus. De aceea vedem în multe din rugăciunile Sfintei Slujbe cum preotul se roagă în taină ca să nu fie socotit nevrednic de a aduce jertfa, ci să slujească tainei cu suflet curat, cu limba și mâini curate. Iată deci cum suntem pregătiți pentru lucrarea sfântă de însăși puterea cuvintelor rostite și cântate. În al doilea rând, cântările și toate cele ce se săvârșesc în Sfânta Slujbă, lucrarea și patimile Lui pentru noi. Într-adevăr, atât în cântări și în citire, cât și în toate cele săvârșite de Sfinții Liturghisitori în cursul întregii slujbe, este simbolizată lucrarea izbăvitoare a Mântuitorului. Partea întâi a Sfintei Slujbe ne arată începutul acelei lucrări, cea de-a doua pe cele următoare, iar cea de la sfârșit pe cele de după aceea. Așa încât, urmărind cu privirea aceste părți ale slujbei, putem avea în fața ochilor toată lucrarea mântuirii. Căci sfințirea darurilor, adică jertfa însăși, amintește moartea, învierea și înălțarea Mântuitorului, deoarece cinstitele daruri se prefac în însuși Dumnezeescul trup, cu care El a fost răstignit, a înviat și s-a înălțat la cer. Cele dinainte de jertfă închipuiesc cele petrecute înainte de moartea Domnului, adică întruparea, ieșirea la propovăduirea și arătarea cea de plină în lume. Iar cele de după jertfă arată făgăduința Tatălui, cum a numit-o Domnul însuși, adică pogorârea Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli și întoarcerea neamurilor la Dumnezeu și părtășia lor cu El prin trânsii.